Prezent la subiectul zilei la TV Buzău, primarul Constantin Toma a avansat perioada în care ar putea avea loc referendumul pentru alipirea Comunei Țintești la municipiul Buzău. Demersul ar putea începe chiar la începutul săptămânii viitoare. Vom avea probabil luni marți, vom da în dezbatere publică expunerea de motive. Încercăm în iulie și la Țintești și la Buzău să ținem ședința de Consiliu Local de aprobare a ținerii referendumului, atenție, în două luni de zile, deci două luni de zile rămâne în așteptare, în sensul că vor fi campanii nu electorale astea, de informare da, da. și încercăm să ținem în, spre sfârșitul lunii octombrie, probabil, sau partea a doua lunii octombrie, să ținem acest referendum. Potrivit primarului Constantin Toma, alipirea comunei Țintești la municipiul Buzău va avea un impact major din punct de vedere economic asupra autostrăzii A7 Ploiești-Pașcani, ce ar urma să treacă prin Buzău. Dar cel mai important este să punem în valoare această autostradă. Poate fi pusă în valoare dacă ne unim cu comuna Țintești. Această autostradă, atenție, trece extraordinar, practic la jumătatea distanței între Țintești și Buzău, având acces atenție la toate utilitățile și este foarte important pentru un investitor să aibă tot ce trebuie. Primarul Constantin Toma a mai subliniat faptul că a purtat discuții cu consilierii locale ai Comunei Țintești care sunt de acord cu referendumul de unire a celor două localități.